Salut prieteni, bine v-am reîntâlnit, bine ați revenit din nou pe canalul meu la o recenzie astăzi pentru Casa Zoologist. De principiu, brandul Zoologist scoate parfumuri fie praf și pulbere, fie praf de stele. Ei, în cazul de față voi discuta despre un parfum de tip praf de stele, adică Fine, apărut în 2020, creația lui Spiros Drosopoulos, după nume e grec, mie nu-mi spune absolut nimic acest nume din punctul de vedere al branșei în parfumerie. Parfumul se numește Cola, îl am în variantă de mini spray transvasat în acest recipient, din care mi-a mai rămas un puf, hai să zic două pufuri, cât să fac, să-i spun eu, o rememorare a acestui parfum pe parcursul recenziei și după aceea cam gata, cred că l-am terminat. Deci mi-a făcut plăcere să port acest parfum, cu toate că regăsesc anumite similarități cu un parfum de la Mask Milano pe care îl dețin, respectiv Sleight of Firm. Deci cei care ați testat parfumul de la Mask Milano, aici aveți o variantă care se duce în aceea zonă, nu sunt 100% identice, dar veți fi oarecum ușor bulversați de asemănările dintre cele două parfumuri. Deci este un parfum cu o compoziție specifică mamiferului care trăiește în eucalipții de prin Australia, respectiv avem eucalipt, avem și mentol, avem tămâie, avem de asemenea mușcată, vetiver, ambră, vanilie, lichen de stejar, deci foarte multe ingrediente în acest parfum, dar ceea ce îmi transmite mai degrabă acest parfum este o tentă foarte camforat, ambrată, cu izul ușor fujer. În parfum, așa cum am spus, regăsesc lichenul de stejar, care în combinație și cu vanilia, vanilia aici substituind cumarinul sau tonka, creează acest iz fujer. De asemenea, regăsesc în parfum ceai negru, deci e un mix destul de atipic, dar în același timp interesant, pentru că regăsesc oarecum senzații pe care le-am întâlnit în fujer Bengal și de asemenea senzații pe care le-am întâlnit în Sleight of Firm. Deci cei care ați testat parfumul respectiv și vedeți aici un mix, un blend cât mai atrăgător, care se îmbine elemente din cele două parfumuri, încercați Cola, s-ar putea să fiți surprinși plăcut. Ok, am lămurit partea de compoziție. Haideți să vă spun partea de manifestare a parfumului. Ok, deci la aproximativ 14-15 ore de la aplicare, ceea ce simt, există o tendință mai degrabă vanilată, dulce, ambrată și ușor mentolată. Deci spiritul australian încă se menține pe mâna mea, respectiv tendința camforată dinspre eucalipt, peste care vine probabil și acel iz mentolat, vanilat. Și cam atât. Deci nu se dezvoltă mai presus de ceea ce simt în acest moment. Deci o tendință vanilată ambrată și ușor camforată. Acum, haideți să aplic, în atomizor miroase fantastic. Deci încerc să vă explic că are o tendință foarte mentolat camforată, așa la în momentul când deschid capacul și miros. Pot să-i spun rășinos, se simte că e dens, cel puțin în momentul acesta. Și da, spiritul lui Sleight of Firm în combinație cu vert fujer și cu ceva izuri tot din parfumul de la Parfum d'Empire Fujer Bengal. Deci trei parfumuri fujer care se împlătesc foarte frumos în acest parfum. Ok, haideți să aplic, să trec mai departe după aceea. Ok, mai am un puf în acest parfum. Deci, cei care sunteți familiarizați cu brandul Zoologist, știți că de principiu ei încearcă să emuleze prin intermediul compoziției din fiecare parfum, fie mediul în care respectivul mamifer care dă numele parfumului trăiește, sau poate chiar mirosul animalului în sine. Deci, în acest caz, parfumul încearcă să exemplifice mediul natural în care animalul Cola își trăiește viața, respectiv o tendință mentolat camforată, respectiv eucaliptul, în același timp rășinos, ca și cum ai fi tăiat arborele de eucalipt și a început să iasă eventual o rășină camforată din acel copac. Destul de vegetal, lemnos, foarte, pot să-i spun eu, cu o tendință medicinală acest iz camforat,
Mulți îl pot asemui eventual cu, eu știu ce, soluții pe bază de menthol, mentol, eucalipt pe care le găsești în farmacie. Da, miroase foarte bine, miroase foarte mentolat și nu este genul de parfum care se duce în categoria fujer clasică. Izul săpunos, pentru că revin la ceea ce am văzut pe site-ul producătorului ca fiind cel mai bun parfum săpunos marketat de către cei de la Fragrantica. Există și un iz săpunos, cu siguranță se simte, dar nu l-aș considera săpunos, cât mai degrabă un aromatic ușor fujer. Tendința săpunoasă se simte destul de bine, dar revin, nu-l luați ca parfum săpunos în înțelesul clasic cu care defilează alte branduri sau alte parfumuri. Nu se duce în acea tendință, cât mai degrabă este genul de parfum săpunos ca idee, dar tendința săpunoasă vine mai degrabă cu o infuzie camforat mentolată. Și pe mine mă duce mai degrabă cu gândul la o soluție medicinală decât la o tendință săpunoasă a parfumului, dar se simte tendința ușor să sopii săpunoasă, se simte. Ok, deci multe asemănări cu alte parfumuri, un melanj foarte interesant care este preluat din mai multe parfumuri sau cel puțin acele parfumuri. În fine, e un du-te vino în acest parfum pentru că a apărut în 2020, alte parfumuri de care știu și le-am testat, posibil să fie apărut înainte, n-am stat să verific acum care cum a apărut, în ce ordine. Dar trebuie să spun că parfumul miroase suficient de australian, suficient de adecvat pentru numele parfumului și eventual unde te-a trimite cu gândul mirosul acestui parfum. La capitolul gen, parfumul vine clasificat unisex, însă la felul cum miroase, consider că bărbații vor fi mult mai înclinați către genul acesta de parfum. Dar cu siguranță că și doamnele, dacă se vor regăsi în felul cum miroase acest parfum, cu un iz ușor săpunos, foarte mentolat, camforat, ușor fujer, de asemenea nu văd niciun fel de problemă în a-l purta. Un parfum de perioade cu temperaturi moderate, asta înseamnă toamnă, primăvară, prind excelent pentru genul acesta de parfum, pentru că are o tendință destul de proaspătă, destul de curată, destul de aseptică ca urmare a notei de mentol și eucalipt, astfel încât atunci când sunt temperaturi de 15, 20, 25 de grade purtând acest parfum, îți va da o stare de răcoare. E un parfum care îl văd la o ținută de tip casual elegant, semi-formal, chiar și parfum formal. Nu știu în ce măsură dă foarte bine în situații foarte conservatoare, dar în situații, pot să-i spun eu, de tip business, afaceri, relații profesionale, e un parfum care dă foarte bine. În situații foarte ultraconservatoare, m-aș gândi de două ori dacă l-aș purta, dar altfel, parfum profesional, parfum extra-profesional, de tip casual, ieșit în oraș, socializare, mi se pare un parfum foarte fain. Și cu așa ceva nu te întâlnești chiar în fiecare zi. Fujerurile sunt clasice, sper că toată lumea știe cum miroase un fujer, le simți, le identifici imediat. Pe acestea s-ar putea să stai un pic pe gânduri până când eventual vei face conexiunea la felul cum miroase parfumul cu acea trăsătură de tip fujer. Ok, din punctul de vedere al volumului, concentrației și prețului, vine extract de parfum, volumul standard pentru cei de la Zoology 60 de ml, prețul de raft pe site-ul producătorului $175 americani. Cu siguranță că și prețurile convertite în lei pe site-urile care comercializează acest parfum în România, tot în echivalentul de 800 până 900 de lei se vor regăsi. Deci prețul standard pentru cei de la Zoologist, deci nu sare pârleazul, ca să spun așa, dar nu știu în ce măsură acest parfum îl puteți găsi la discounter sau pe piața gri la un preț sub ceea ce eventual găsiți pe site-urile și hai să zic, la distribuitorii autorizați. Ok, acum discutând despre performanța la acest parfum. Foarte bună. Deci 15 ore încă se mai simte la nivelul pielii, proiecție foarte bună undeva la 2-3 ore, foarte puternică, după aceea începe să scadă gradual, astfel că și la 6-7 ore cel mult, parfumul încă îl mai sesizez, încă proiectează și revin cu aceeași explicație că dacă dai și contaminezi gulerul la cămașă, bluză, etc., proiecția se extinde dincolo de ceea ce experimentezi la nivelul pielii de 6 ore, să zic eu, 7 cu indulgență. Este stilul caracteristic pentru parfumul celor de la Zoologist de a performa
totuși discutăm de un extract de parfum pentru care vei plăti, așa cum am zis, acei bănuți de $175, care nu mi se par, să-i spun eu, foarte mulți în raport cu ceea ce oferă parfumul din punctul de vedere al performanței, al situațiilor unde potențialul poți purta, ca de asemenea și al felului cum miroase în definitiv, pentru că acest lucru e de asemenea foarte important. Ok, cred că am atins toate punctele nevralgice ale parfumului. Îmi place cum miroase în momentul când îl miros direct din atomizor. Destul de polarizant, repet acest lucru, are acel iz medicamentos de tip Carmol, da? Că acum mi-a revenit în minte, în memorie, numele acelei soluții mentolat-camforate. Deci are acel iz de Carmol, dar mult mai dens, mult mai ambrat, mult mai rășinos, cu tot felul de irizații. Trebuie să spun că nota de ceai negru nu o percep, însă simt tendința lemnos-lichenoasă, se simte acel fuior dulce, vanilat, care încearcă să înlocuiască cu marinul, respectiv tonka, pentru a crea tot felul de senzații de tip fujor. Deci este un parfum destul de complex, dar trebuie să-ți placă în special această doză foarte puternică de elemente camforat mentolate pe care parfumul le emană. În rest, aviz pasionaților de zoologist și care n-ați avut de-a face cu acest parfum, e un parfum care merită testat. Dar acum, sumarizând, performanță foarte bună, destul de versatil, consider eu, un parfum care miroase impecabil la categoria lui, nu înseamnă că e un parfum pe care toată lumea îl va adora și îl va purta cu plăcere, dar pentru pasionații genului de tip, haideți să pun toate trei stilurile la oaltă, ușor săpunos, ușor fujer, ușor aromatic, cu toate că la un moment dat vei simți într-o proporție destul de mare aromaticul mult mai proeminent, este un parfum demn de luat în seamă, un parfum care se face remarcat, nu este chiar pentru orice nas, nu știu în ce măsură cei care îl vor simți și care nu au de-a face cu parfumurile stilului zoologist se vor simți foarte confortabil simțindu-l, dar e un parfum care se face remarcat și trebuie să spun că dă și un aer de eleganță, de curat, de prospețime atunci când ceilalți potențial îl vor simți. Acum că am lămurit și marele scor pentru acest parfum, respectiv nota 9, voi pune capăt acestui clip aici. Mă bucur că am avut din nou ocazia și oportunitatea să vă vorbesc despre un parfum de la Zoologist, care se adresează, consider eu, tuturor domn, doamne, începători mai avansați. Este un parfum care sunt sigur că va face o figură bună pentru majoritatea celor care îl vor testa. Ideea este să îi dați un pic de timp, să vedeți cum lucrează, cum îl percepeți și după aceea vă puteți da și cu părerea dacă vă place sau nu. Vă mulțumesc că pe parcursul acestei recenzii ați fost alături de mine. Vă doresc tuturor toate cele bune și să ne auzim cu bine data viitoare. Vă salut!